Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu următorul video despre site-ul SwissCoin. Vreau să întreb cine din voi știe că deja se poate de introdus banii pe site-ul SwissCoin. Posibil că mulți nu știu și n-au idee cum să faci acest lucru. În acest video o să explic. Alt moment că de ce acum trebuie este urgent de cumpărat pachete cine dorește, deoarece, uitați, când fac acest video e 30 mai, deschiderea oficială o să fie pe 4 și când o să fie deschidere, toți care au pachete luate până la 4 iunie, o să fie dublarea monetelor. Deci până la maxim 2 iunie, cred că cu vreo zi, două înainte de asta, trebuie de luat pachet ca să avem monete înainte de splitare. Când o să fie dublarea, deci. Ca exemplu, acum, de pildă, o monetă e, știu, 10 cents, pe urmă o să fie, de pildă, 15 euro, 20 cents după deschidere. De ce mai e convenabil de luat? Ca să avem mai multe SwissCoin pe urmă. Cum facem aceasta? Deci eu sunt acum în cont și o să arăt. Eu deja banii am introdus în cont, dar n-am luat încă pachet. Dacă vă uitați, la e-wallet, la mine, sunt 70 de euro, la cash la fel. Deci asta e practic același cont. Acum, uitați-vă, eu token încă nu am. Când o să iau pachetul de 50, la mine și trebuie să adauge 500 de monede. Că, deci ele gratis, eu am 100 de monede, este 100 monede până când nu o să iasă la bursă, nu putem să nu facem nimic. Deci trebuie cumpărat acum monede, cât ele sunt ieftin, ca să fie situația ca și la OneCoin, deci care la început au intrat, au luat multe monete ieftine. Acum o monetă de pildă la OneCoin e în jur de 5-6 euro. Acum de pildă sunt să cumpere mai puține monete, cum era să cumpere de pildă cu 1-2 în urmă, când s-a pornit OneCoin. Deci, acum o să arăt ce facem noi. Cum facem ca banii să fie în portofel. Deci, ca să ducem bani aici, noi putem acum prin două căi. Prin transfer bancar, ori prin Bitcoin. Unde noi vedem aceste căi? Deci, inițial, alegem un pachet. Intrăm la shop. Pe urmă, butonul acesta, buying pack. Și alegem de pildă careva pachet. Eu, de pildă, am avut ales acest pachet de 50. Și 25 de dolari de euro mai este o taxă de activare. Deci total îmi trebuie 75 ca să mă activez la pachetul acesta. Că dacă vă uitați la nivelul meu încă. FreeCoin, так, unde scrie la ce pachete am eu. Deci uitați, eu încă nu am nimic, dar uitați-vă ce se întâmplă la alți oameni care deja sunt activi și cumpără pachete. De pildă la sponsorul meu, el deja pe zi face 546 de euro, în portofel are 1227 la moment actual, are câștigați deja 9000 și ceva de euro. În trading sunt 3600, cu toate că el vezi că are mulți parteneri în prima linie, 800 și ceva, din cauza asta mai multe comisioane, dar el are luat pachetul acesta de 250 de euro, adică 2500 token. Eu îl iau pe cel de 50 ca să încep cu minimum, deci ca să ai bonusuri din structură trebuie să ai măcar minim pe cel de 50. Într-un fel de bonus, dacă să ai toate bonusurile, ele sunt 5 feluri de bonus, trebuie să ai pachetul minim 250. Cel de 250 eu o să-l cumpăr mai apoi, deci se poate cumpăra mai mult pachet. Deci, acum, explic cum facem noi plata, deci cine vrea să facă plata. Deci, mai repede, când intrăm aici la shop, buy. Pe urmă alegem pachetul, deci.
care vrem să-l cumpărăm. Deci poate și acesta, dar el acesta vițel puțin ce ne aduce. Deci ca să avem comisioane din structură, noi cu acesta nu primim comisioane. Trebuie să avem măcar acesta. Pe urmă, de pildă, cel mai ideal ar fi acest 250 euro. Dar eu trebuie data să-l iau pe acesta. Apăsăm pe dânsul și pe urmă apăsăm pe fonul ăsta sur. Uitați-vă, după ce avem luat pachetul, vedeți scrie ce, care pachet, cantitatea, prețului. Și uitați-vă, vedeți, este încă 25 o taxă care se adaugă, care o să o plătesc și eu. Deci îmi trebuia 1075, dar nu 50. Anume că taxa asta se mai adaugă la cei 50. Eu trebuie să plătesc 75 la pachet de 50 care vreau să iau. De aici arăt cum se iei la 250. Deci la orice pachet care iei, mai dau încă 25. Prima dată. Pe urmă, alte pachete de unul mai trebuie să se 25 de euro. Pe urmă, apăsăm pe check out. Adică să primim check-ul care să-l plătim. Și aici ea mi arată informația prin ce eu pot să plătesc. Uitați-vă. Până când o să fie paiza, el încă nu e unit, o să fie mai încolo. O să fie Payer. Acum este prin SEPA, transfer bancar, prin SWIFT, alt mod de transfer bancar și Bitcoin. Deci eu am făcut prin Bitcoin. Deci am luat și am copiat acest portofel pe care eu am transferat. Deci îl copiem. Pe urmă intrăm în portofelul nostru, pe blockchain-ul, unde aveți, deci sunt multe site-uri unde sunt posibil de creat portofele pe care noi alimentăm contul nostru Bitcoin. Pe urmă, din contul nostru Bitcoin, transferăm în coace, calculăm cât e minim 75 de euro, deoarece cursul crește, scade, puneți cu rezerve ceva mai mult și trimiteți portofelul acesta. După ce ați făcut plata, scriem scrisoare pe e-mailul acesta cu informația următoare, adică scriem numele nostru, de pildă, login-ul, eu am scris la mine MoneyMD, am scris MoneyMD și numele, prenumele. Și prețul, adică ce pachet vrem să... Pachetul cât suma, mai degrabă, că de 75 de pildă, ca să ni se trimeată. Deci după ce am scris mesaj, banii vi sunt transferați în portofel. Deci vedeți, la mine deja sunt în portofel, în cash balance. Dacă intrăm, la mine deja sunt în cash, după ce am scris. Altă modalitate este, uitați-vă cum se poate încă de făcut, vedeți, în adâncimile minte, apar oameni noi, oameni se registrează. Este așa un moment că putem să ne adresăm la o persoană care are în cont, în balanță deja. Deci el, dacă are bani în balanță, se poate de făcut transfer de la unul la altul. Deci cum se face transfer? Intrăm în e-wallet. Intrăm în e-wallet și este transfer fund. Și aici ia de pildă screen, de pildă username. Eu de pildă vreau să primesc de la cineva sau vreau să trimit cuiva. Scriu username-ul lui, scriu cantitatea și îi trimit. Și în data ajung banii lui în cont. Și așa se poate alimenta contul. Și, dar cineva să se alimentează, scrie mie, în sens că inițial trebuie să îmi transferați banii mie sau la persoana cei care are bani în interior, el îi primește și după aceea o să vă trimit. Deci se poate din Perfect Money dacă aveți, se poate prin Payer dacă aveți,
build it empire vostrum, empire ului, transmite suma dată, el primește banii și vede inscripție username și vă trimite. Deci cine vrea să facă acest lucru, să adresați la mine. Acum, după ce, de pildă, am primit banii ce ești în cont, cum facem deja activarea? Deci, fac încă o dată. Deci, ca să vedeți, uitați-vă, situația cum e acum și când ați eu pachet, la mine se apară aici tokeni. Eu cușam să-l vezi ca să am informația asta. Ca să vedeți diferența. Că când cumperi pachet, cum se schimbă situația. Deci eu cușa să vă arăt ce s-a schimbat. Acum intru din nou la mine. Deci vedeți, eu am 75. Acum o să-i folosesc. Deci intru din nou aici, ia, la shop. Apăs pe D50, că mie D50 nu ajunge. Și, dacă unul închidem că el ne încurcă. Aici încă scoate de intrat și de șters. Sau intrăm aici. Deci uitați-vă, vedeți, e 50. Și cu 25, 75 trebuie să plătesc. Și mă apăs pe checkout. Acum, în momentul dat, când am ales, trebuie să apăs pe confirm. Și uitați, ordin confirm. Uite, mi-a apărut. Ordin confirm. Eu am făcut plată. Acum, dacă intru în dashboard, la mine, o să vedeți că deja am altă situație. Uitați-vă, vedeți, eu deja am 500 de token. Adică eu am cumpărat pachet înainte de deschidere, 2 iunie. Catare deschidere o să fie pe 4, dar cineva spun că pe 2 iunie o să fie split-ul. Atât ce am vrut să arăt. Dacă sunt întrebări, deci mă contactați pe Skype ori pe e-mail cum mai comod ca mai repede să rezolvăm cu cine vrea să activeze. Adică, căci văd că sunt 50 parteneri la mine și mulți așteaptă, poate că nu știu ce să fac mai departe. Deci scrieți și găsim variante cum se poate de transferat bani, dacă aveți bani, nu știu, nu aveți bitcoin, aveți altceva, deci găsim poate modalitate. Comodă pentru tăți. Numai bine.